Eu cred că, în primul rând, trebuie să realizăm că și noi am supărat pe alții. Au fost situații în care și noi am dezamăgit. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. În primul rând, spune David în Psalmul 37 cu versetul 8, lasă mânia, părăsește iuțimia, pentru că supărarea duce numai la rău. Deci trebuie, într-un fel sau altul, evitată supărarea și găsit soluții pentru rezolvarea ei. Câțiva pași în rezolvarea unei asemenea situații, când un frate m-a supărat. Primul, deja l-am amintit, nu uita că și tu ai supărat pe alții. Al doilea, cere lui Dumnezeu răbdare, înțelepciune, să-ți dea calm ca să poți să gestionezi bine momentele acelea. Fă-ți timp să-l cauți pe cel care te-a supărat, să-l întâlnești. Matei 18 ne învață despre iertarea greșelilor. Să nu-l ocolim pe cel care ne-a supărat, să nu-l evităm, să-l căutăm, să vorbim cu el. Timpul nu rezolvă supărarea, nu. Odată ce am fost supărat, odată cu supărarea aceasta, eu preiau un bagaj de nemulțumire, de ură și bagajul acesta îl port cu mine. Drept ar fi să mă scap cât mai repede de el, adică să stabilesc o întâlnire cu cel care m-a supărat și atunci voi putea realiza că putem avea un dialog, eu și el. Să nu ne grăbim să-l acuzăm. Sigur că scopul dialogului este să-l câștigăm pe cel care ne-a greșit, pe cel care ne-a supărat. Spune în Matei 18, versetul 15b, dacă te ascultă, după ce ai vorbit cu el, l-ai făcut să înțeleagă, dacă te ascultă, l-ai câștigat. Ce mare satisfacție, l-ai câștigat. Atunci când l-am iertat, mă simt liber. Ce sentiment deosebit e acesta, da? Am scăpat de o povară. Iar dacă nu l-am iertat, port cu mine povara aceea. Un alt aspect, fii gata să treci peste standardul de victimă, să nu te mai victimizezi, ce mi-a făcut, vai, dar chiar mie, chiar... nu mai, iartă-l, a trecut. Mai mult, încearcă să îi faci bine celui pe care l-ai iertat. Apostolul Pavel spune în Coloseni 3 cu 13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unii are pricină să plângă de altul, iertați-vă cum v-a iertat și Hristos pe voi. Cum ne-a iertat Hristos? Ne-a iertat păcatele, dar ne-a făcut cel mai mare bine, ne-a mântuit sufletul. E necesar să iertăm, dar este indicat după ce l-am iertat să creiem o asemenea conjunctură în care să-i facem bine, dovedind dragostea și că într-adevăr l-am iertat și că nu mai sunt supărat pe el. Eu cred că în dreptul unui om care nu vrea să mă întâlnească, mă ocolește, nu-mi răspunde la telefon, atunci singura soluție este să mă rog pentru el și Dumnezeu să intervină. Din momentul acela, cred că eu ar trebui să mă simt eliberat. Nu mai port povara aceea. Am făcut ce trebuia să fac. Dacă el nu vrea să dialogăm, să discutăm, să ne iertăm unul pe altul, rămâne problema lui. Prin păcat, diavolul ne-a deformat. Tot ce a fost bun în noi, diavolul a transformat în rău. Nu suntem din fire buni, nu, ci Dumnezeu, prin modalitatea prin care ne-a iubit, ne-a iertat și a manifestat dragostea față de noi, ne-a ajutat să înțelegem și să fim și noi buni ca și El. Adică să tindem să semănăm cu Dumnezeu în dragoste. Un om firesc poate ierta, dar nu poate uita. Un om duhovnicesc este gata să ierte și să nu-și mai aducă aminte. Să nu-și mai aducă aminte. Chiar dacă noi spunem, oh, da, dar rămâne cicatrice în urma ranei, da, rămâne, dar atitudinea mea față de el va fi întotdeauna una prietenoasă, una deschisă, să nu-i dă ocazia niciodată să-și amintească de supărarea care a avut loc între noi. Numai eu știu cât mi-a iertat Dumnezeu mie, numai eu știu cum m-a iertat Dumnezeu pe mine.
așa trebuie să iert și eu pe aproapele meu. Și fiecare în dreptul lui ne cunoaștem viața din trecut și viața la care Dumnezeu ne-a dus la o viață nouă. Prin urmare, ca și un om spiritual, un om duhovnicesc, trebuie întotdeauna să fiu gata să iert. Atunci când un lider ne supără sau un lider ne greșește, în primul rând trebuie să urmărim cu atenție care a fost circumstanțele în care s-a întâmplat. Să nu ne grăbim nici în dreptul unui lider, a unui slujitor, să acuzăm, pentru că nu cunoaștem toate detaliile, posibil să nu le cunoaștem. Și atunci cred că și aici ar trebui cu multă înțelepciune pe care o cerem de la Dumnezeu, cu mult calm, să nu încercăm să denigrăm slujitorul sau liderul care ne-a greșit, ci întotdeauna să analizăm atât de bine situația încât relația noastră să nu suferă, să nu suferă, ci să păstrăm o relație bună de frați, de frați din conducere, frați slujitori, membrii bisericii. Și pastorul e tot un om, da? Și noi suntem oameni și noi suntem supuși greșelilor, da? Dar trebuie, este de datoria oricărui slujitor, indiferent de slujba pe care o are, păstor, presbiter, diacon, un lider în cadrul bisericii, el trebuie să fie conștient că trebuie să-i asculte pe nuriași, trebuie să-și facă timp pentru ei. Înțelegem că înaintea lui Dumnezeu, ca și slujitori, noi nu suntem mai importanți, dar suntem mai responsabili. De aceea cred că trebuie să procedăm în așa fel, să lucrăm în așa fel cu oamenii, încât să le dovedim că noi suntem slujitorii lui Dumnezeu și că vrem în orice situație sau în orice împrejurare, dorim binele lor. Sigur, niciodată să nu neglijăm adevărul, întotdeauna să spunem adevărul, dar adevărul trebuie spus în dragoste. Să nu sacrificăm adevărul de dragul păcii, nu, ci să-i facem pe oameni să înțeleagă. Asta înseamnă disponibilitate, asta înseamnă timp, asta înseamnă dragoste pentru aproapele.